Până la strigați, ura! Bun. Pa! Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou podcast alături de Florin. Astăzi discutăm toate schimbările. Așa rămâne, așa rămâne. Nu, așa rămâne, boys. Dacă nu ești acum, intră unul și cum se iasă. Asta e, nu, ăsta e gen, așa rămâne. Bun, discutăm toate schimbările legate de core setup, de Grandmaster, de BG și de... Discutăm de tot în momentul ăsta, o să las și timestamp pe YouTube. Plus în momentul ăsta suntem live alături de chat-ul lui Florin și discutăm toate schimbările astea. Te pup, Florin. Și eu, mă homo. Hai să vorbim în primul rând de BlizzCon. Hai să vadă și băieții despre ce discutăm. Acum ne vedeți, cred că și pe browser. Bun. Hero of the Phoenix Review. Hai să vedem ce review au băieții ăștia de la noi. Și că au fost 23.500.000 de jucători worldwide. Probabil aici China contează enorm. Cred că au fost de departe jumătate din China, da, e posibil. Nu, cred că sunt mai mult de jumătate, sincer. Cred că vreo 15.000. Nu, cred că sunt de jumătate, că sunt multe țări, chiar și așa. Zici tu? Bun. Mm-hmm. Se pare au că fost, au fost. Se pare că cel mai bun mod pe Battlegrounds a fost gen 600, câte milioane vine aici, când mă prind. Deci sunt 670 de milioane de ore petrecute în Battlegrounds de către oameni, așa. S-a jucat de 160 de milioane de ori School of Gul'dan. Ca să înțelegeți cât de bine, cât de mult se joacă Demon Hunter-ul. Da, întrebarea cât a fost cu Outcast. Asta e toate, o întrebare toate. Foarte multă. Am jucat eu două fără, cred că în afară de două toate. Cred că și eu contribui la aia cu două fără, că am jucat și eu pe un turneu de multe ori. 69%. Băieții nice. Noștri au început cu lumea. Nice. Sincer. Se pare că se joacă și duels lumea. S-au jucat doar 61 de milioane de meciuri. Și în arena 291 de milioane de meciuri. Se pare că totuși arena rămâne oarecum în fața duels-urilor. Dar să fim sinceri. Arena ei a fost tot anul, iar duels când a intrat? În vară? Nici măcar, prin toamnă. Prin toamnă? Deci am putea zice că cine știe. Mai ales că a fost hype-ul ăla la început de joc. Community, total views of community. Nu, stai, cum a zis și Dragoș, este 61 de milioane numai cu Mozaki. Deci e posibil, în total să fie 9 eroi, din 10 eroi. Deci încă ceilalți au făcut 30 de mii, ca tot pe acolo ajungi. Dar nu mai și dacă ceilalți au sub 30 de mii... Nu, bă, stați-mă un pic, nu fiți și voi nebuni. Yeah. Scrie most played duels hero, Mozaki, dar jos scrie duels match played. Da, așa. Nu specifică că e cu Mozaki. De-aia zic. Atena, da, uite, Reaper aici pe chat a făcut, cred că, peste jumătate din acele meciuri de Atena din... Troleți, bă. Sigur n-ai trollat, Dragoș, nu că n-ai știut-o. Bun. Cu siguranță. Așa, s-au jucat 271 de meciuri în Tavern Brawl. Și că au fost 4 turnee invitaționale, cum le place lor să spună. Da, acum, unde s-au dus toți banii de pe turnee. Așa. Și după aceea nu au avut bani să facă fondul de turnee mai mare. Dar ok, e ok, ne mulțumim și cu jumate ca acum un an, nu? Normal, ce naiba. Acum avem și BlizzCon, cum se zice cum se numește BlizzCon? BlizzCon Online. Așa, te rog. Pe 17, pe 19 februarie. În care aici, sigur, hai să vorbim un pic repede de BlizzCon. Câte crezi că anunțe vor fi? Cum este de obicei la BlizzCon să anunțe tot ce bagă pe anul viitor? Pe anul viitor? Pe 2022. Deci cred că o să vedem cărți din noua expansiune. Poate anunță câteva cărți din ce o să fie în code set, dar asta vedem mai încolo. Cele Stallone a spus că sigur vedem la BlizzCon cel puțin câteva cărți care vor intra în core classic și în standard gen. Ok. S-ar putea să avem și noul game mode la BlizzCon. Cred că cu siguranță au apostat pentru atunci, n-au când să anunțe altceva. Da. Trebuie să anunțe și ceva major de BlizzCon Online. Cam așa zic și eu. Bun, cam la ce să ne așteptăm de la BlizzCon? În afară de partea de asta. Crezi că anunță sistem competitiv la Battlegrounds? No. Nu, cred că mai avem cel puțin un an până să facă un sistem competitiv la Battlegrounds, cred că o să le ia ceva până să facă. Dacă n-au făcut până acum, nu o să facă sistemul mijlocul anului, o face la început de an, deci poate în 2022 vedem sistem competitiv la Battlegrounds, până atunci
singurul sistem competitiv de România o să fie la Tilly pe Discordul de Battlegrounds. Nu uitați că mâine e primul turneu, două boys. Not sell out. Teamwork. E gata. Bun, hai să, totuși să vorbim și de Core Classic format. Trecem la Core Classic. Aici te las pe tine să citești și te tot. Pentru că dacă auzim engleza lui Tilly o să se... O să fie pericol. Da, poți să traduci de repede dacă vrei. Adică așa nu, zic. Nu trebuie să avem în limba engleză. Păi nu trebuie să facem așa, zi. Deci, o să fi, va fi înlocuit basic și clasicul din standard, adică toate cărțile acelea useless pe care, majoritatea useless pe care nu le vedeți decât când cineva dă evolve la minion în ceva și gen, ce minion e ăsta? Ah, e din 2014 ăsta, lol! Și o să fie, nu o să mai fie atât de multe cărți useless, va alege 235 de cărți care sunt bune, sunt destul de bune, consider că vor fi jucate ca să nu mai avem acea mentenanță de fiecare an când le vezi pe alea vechi. Din care avem 88 de cărți care vor reveni din clasic, adică 54 de cărți clasice normale, nu, 54 de clase din clase și 34 din neutrale. Avem 54 de cărți care vin din basic, ok, dar nu cred că să fie atât de mult din basic. Adică 41 din clase, ca să înțeleagă și lumea, îl scot pe Silver Park Patriarhul și ne lasă gen mai multe. Este icon, deci n-ai cum să scoți Silver Patriarch și pe Ogre. Zici tot că n-ai scot? Zic o să deci asta mimul cu ei. N-ai cum să simți și prost. Nu, cred că o să-i fac. Cel puțin, poate Ogre rămâne. 6-7, da. Trebuie văzut. Așa? Se vor întoarce 55 de cărți din Wild, adică mai multe decât Basic. Mult mai multe și cu siguranță vor intra toate ca și core format. Oare cum o să vedem? Crezi că o să putem deschide niște pachete care să funcționeze doar ca și core? Dar oricum nu, core au anunțat că dau pe tot gratis. Mă rog, eu prost. Trecem peste. N-ai ce să deschizi că ți-l va da pe tot. Îl primești pe tot în timp ce faci level pe clase. Deci dacă ai level 60 pe toate clasele, ești asigurat că e tot core-ul. Dacă ai minim level 10 pe toate clasele, îți primești toate cărțile de la clasele respective. Și dacă ai, și mereu când faci level peste level 10 pe o clasă, primești o carte din core set. Au spus că dacă vrei să dai golden, o să fie ceva misiuni speciale, o să fac un solo mode și poți să joci acolo să le câștigi golden. Deci o să hai vedem că și... o să facă ei solo mode. Nu, au zis că de vei câștiga din golden, din golden din solo mode sau ceva din solo adventure. Bun. Introducing the legacy set. Ia zi, Florine, cum ți se pare? Deci vă lua ce este deja în Hall of Fame, de vă pune din nou în... Practic Hall of Fame-ul nu mai există din punctul dispare, ăsta. Dar Hall of Fame-ul dispare și o să fie înlocuit de Legacy Set în care vin toate cărțile care ieși din standard, mai ales din Classic și Basic. Da, trebuie să le pun undeva. A, uitați că spune și Reaper acum pe chat, dacă scot ogri de pe arena, eu scot ticket la Blizzard și va fi cum mare mare aici. Au spus că va exista la arena Classic mod, efectiv se voi juca legat de Q&A-ul pe care l-a făcut Celeston. Au specificat treaba asta, că o să existe toate cărțile din Classic și în arena, nu știu exact cum o să funcționeze. O să vedem mai multe detalii atunci. Legat de ce a zis. Sunt că cărțile din Corsair o să fie în arena, nu Classic. Corsair plus Classic, eu așa am înțeles. Plus Classic? Da. Okay. Mă rog, revenim la Legacy Set. Bun. No, the Corsair will replace Basic and Classic cards. Va fi replaced, scrie în Q&A mai jos. Atunci probabil o să păstreze niște cărți. Silver Park Patriarch, încă există speranța că o să rămâi. Spune Kitten Stein că de ce e camera mai mare? Cred că nu s-a aplicat filtrul pe care l-ai făcut. Nu, camera mea e mai mare pentru că eu sunt mai mare. Punct, lovit, nu l-o kit, gata. Da, am un 88, hei! Da, eu sunt mai lat. Ok. Nu e o competiție, by the way, dar sigur. Mulțumesc. Hai să vorbim totuși de Legacy Set. Deci toate cărțile din Hall of Fame dispar și intră în acest Legacy Set, care totodată o să fie toate cărțile din Wild, plus Baku și Gen intră oficial înapoi în Witchwood Packs. Deci puteți să deschideți din nou Gen și Baku dacă deschideți Witchwood Packs. Și toate cărțile care au fost în Hall of Fame din Classic vor intra în Corsi sau ceva de genul, în afară de Shadowfang, care e deja confirmat,
o să vedem pe parcurs care sunt celelalte cărți din Hall of Fame care o să rămână în wild și care o să revină înapoi în joc. Cred că va avea nevoie de un buff Shadow Hunter ca să fie jucat totuși. O să fie convenabil să dai discover la el, dar nu tot așa cum nu merita în 2014 când a fost băgat jocul să bați în decu, să luci în decul tău, nu cred că o să luci nici acum în decul tău. Dragoș, păstrează stream-ul PG pentru că apare pe YouTube. Așa. Bun, trecem. Deci cum zici? Legat de Classic Set, Joining the Legacy Set, trebuie să menționăm că Demon Hunter nu va putea gen să-și păstreze. Nu putem să dăm deck la cărțile de Demon Hunter, nu? Sau așa, eu așa am înțeles. Still be crafted and disenchantable. Greșeala mea, boys. Bun. Bun. Ceva de adăugat de, legat de Legacy Set în plus? Cum crezi că va afecta Wild? Sincer, mi se pare foarte mișto chestia asta, că toate cărțile clasice... toate cărțile clasice, dar nu știu cele basic, dar cele basic da. Nu. Mă rog, să zicem. Trecem peste. Revenim la întrebarea mea. Cum crezi că va afecta Legacy Set-ul la... ăsta cum se numește Wild-ul? În teorie, oricum, deja există treaba asta. Cam. Deja sunt pe Wild, deci nu. Nu va afecta niciun fel. Și hai cum să... vorbim de elefantul din cameră. Introducing the classic format. Craft decks and compete using Hearthstone original 2040 cards as they were in 20... Nu mai știu să vorbesc engleză. În 2014, the year the game launched. Bun. Faza foarte mișto este că sunt cărțile după ce a fost acel mini-update înainte de launch, adică nu să fie Pyro Blazer la 8 mana și chestii de genul. Mai încă la 8 mana. Mi se pare foarte mișto. O să fie mulți oameni care se apucă de joc. Este foarte ieftin să te apuci de joc, să te joci modul ăsta. În principiu ce fac ei, efectiv te joci Hearthstone ca și cum te joci în 2014. Așa și cum a făcut și pe WoW. Așa cum ai făcut și pe WoW, cum au făcut ei pe WoW chestia asta, au avut mare succes, așa cred că vor avea și cu Hearthstone. Vor avea sute, mii de oameni care se apucă de Hearthstone numai ca să joci solo mode. Nu solo mode, classic format. Classic format. Și sincer, foarte mulți care s-au lăsat o să se reapuce cu siguranță pentru chestia asta. Chiar dacă se joacă câteva luni și după aceea se lasă, cred că o să fie oameni care se apucă și se țin. Plus că acest classic format e un fresh air pentru jucătorii super noi, care ei n-au prins atunci experiența aia și în momentul ăsta o să aibă cel mai ieftin Hearthstone posibil de la lansare încoace, să fim sinceri. Fiind foarte multe cărți, pentru că, așa, să ținem minte, acest clasic format o să aibă propriul rank cu propriile rewards, exact ca Standard și Wild. Asta înseamnă că în fiecare lună noi putem farma acele rewards lunare jucând doar clasic format, având doar 240 de cărți în clasic format, plus cărțile din core clasic, care le vom primi moca de la ei și automat o să avem și mai multe cărți și o să putem farma mai ușor pachete, părerea mea. Deci, pretty much tot ce ai nevoie să faci, să-ți ții ce ai acum din cărțile clasice, eventual mai craftezi ceva, de exemplu, Antonin să fie craftat, Tidian o să fie necesar pentru astfel de... pentru aceste clase, dacă nu le ai deja. Da. În acest format. Eu abia aștept să-l bage, sincer. M-am jucat exact când a apărut jocul, și eu. Și cred că o jumătate din deck-ul poți să le faci din memorie, cel puțin Freeze Mage-ul poți să faci din memorie și la fel și Renzoid-ul. Din păcate pentru mulți nu mai există Hearthpawn-ul, pe care atunci nu foarte multă lume știa de Hearthpawn și nu se făcea mult în deck, dar acum gândește-te că noi ne-am duce în data de în baza de date de la Hearthpawn și ne-am duce în 2014 să luăm toate cărțile de atunci și să facem deck-urile din nou. Păi și nu mai avem baza de date de la Hearthpawn? Nu știu dacă mai e, din câte țin minte, parcă nu mai e, că s-a oprit site-ul sau așa de genul. Dar, nu, site-ul este, dar nu știu dacă mai avem decul... Dacă nu mai înșel oricum, stai liniștit, există un post pe Reddit... Eu am să acum pe tot filmul și am de... Există un post pe Reddit, dacă nu mă înșel, în care un om efectiv ia toate tweet-urile de la vechi pro player și arată, cum se numește, decurile vechi. O să vedem din nou Handlock, o să vedem din nou... Face Hunter la forță cu Leroy de 4. Pe Mage o să avem Renzoid, pe Hunter o să avem Face Hunter, pe Mage o să avem Freeze Mage. Mai avem ceva pe Mage? Aveam Freeze Mage-ul și ce? Mai erau parcă, nu mai știu.
Oricum de cât... Paladinul, nu o să vedem mai nimic Paladin cum nu vedeam nici înainte. Paladinul și Shaman au fost foarte puțin jucați la începutul jocului. Că nu aveau foarte multe cărți bune. Da, o da, să da. Vedem Priest. Ce avem pe Priest? Avem ce avem Priest? Nu mai știu, parcă era se un juca de ceva... control. Un Inner Fire parcă, dacă nu mă înșel. Cred că aveam Inner Fire, da, că aveai combo. Vodok avea și Zulok și Handlock. Warrior avea Control Warrior. Și atât. Demon Hunter este baftă. Hai să vor... Noi acum o să primim practic clasic format. Crezi că vor dura câteva luni până să bage cum au fost Nax, Ramas, Blackrock Mountain sau crezi că vor mai aștepta? Cred că vor aștepta mai mult. Momentan pe WoW Classic, de exemplu, bine, au băgat câteva mici update-uri, dar nu au băgat expansiune nouă pe Classic și este deja de un an Classic-ul, sau mai bine de un an. E posibil să lase mai mult timp, eventual vă face Nax, Ramas mai încolo. Vă deschide, deși cred că așteaptă să vadă când scade populația de jucători și după aceea mai deschid ceva. Aia mă dacă au mulți jucători în 10 luni, nu o să repesc, o să lase, o să lase așa, sincer. Cum s-o chem pe Eliza, este la muncă Minecraft. Unlucky Eliza, bine este not with cum ți se pare... Stai că îi trimit acum dacă vrei să... Cum ți se pare că primim tot corsetul gratis? Crezi că e un... Na. Cum ți se poate? Este foarte foarte bine. Vrei să aduci jucători noi, vrei să-ți faci jocul cât mai jucat, ai competiție de la MTG, de la Legends of the Terra, mai fac și ați jocuri de cât mai mici și mai placă și acolo oameni, că este mai ieftin. Plus Artifact 2.0. Da. Da, tu ca joc vrei să-ți ții jucători, vrei să aduci jucători noi. Îmi place ce au făcut momentan, cum au făcut ultima chestie cu mini-setul de Dai 2000 Gold, este super, cel mai bun da. Deal din istorie, cred, pentru a avea așa multe cărți. Ce de exemplu, când a fost acum un an la Galactic Awakening, a dat 2800 Gold, sau mai mult chiar, da. Să facem tot și era mai puține cărți. Și... enorm. Jos pălăria pe Blizzard. Gen, ăsta a fost, cred că, primul step forward care l-au făcut să... ducă jocul mult mai cheap și să realizeze că dacă ai cărțile, automat o să investești la un moment dat bani pentru că te joci. Dacă nu te joci pentru că n-ai cărțile, automat o să investești bani. Cam așa funcționează oarecum un marketing bun făcut în anul ăsta, părerea mea. Ce ar fi bine să facă? Ar fi mișto să mai scadă și... să știu. Spune. Ar fi mișto să scadă și costul la Tavern Pass, atât ca bani cât și gold, să facă măcar 1500, în 2500. Da, cam așa mă gândeam și eu. Ce vreau să menționez legat de Classic format, dacă aveți, cum am făcut eu video, în continuare pachetele Classic, trebuie să înțelegeți așa, aveți două alternative în momentul ăsta, unul să le deschideți acum pentru a primi toate cărțile, toate legendarele care au fost introduse după acel moment când s-au introdus cărțile astea noi, legendarele, de exemplu după ce a fost Leroy băgat în Hall of Fame, după ce a fost băgat Rag și Sylvanas, au fost introduse alte cărți legendare în Classic. Dacă vreți să aveți cărțile alea, care eu nici măcar nu le știu numele, de-aia mă tot încurc în momentul ăsta, deschideți pachetele. Brightwing, că apare din Zephyrus uneori și ce mai știu. Deschideți pachetele acum, însă, dacă așteptați rotația, automat o să puteți deschide Leroy, Rag și Sylvanas din nou din Classic Packs. Eu unul încă mi-am păstrat câteva pachete clasice. Nu, vreau să deschid atunci ca să-mi rămână salvate Rag, Sylvanas și tot pentru totdeauna din nou, cum ar veni. Pentru că mi se par niște legendari care s-ar putea să revină din nou în rotație. Toate jucate. Sylvanas se juca la greu, Ragnaros eram în Priest mai ales. Era în orice deck Ragnaros pentru că nu existau foarte mult. Era la începutul jocului, ca să țineți minte, era foarte mult power creep. Acum e foarte mult randomness. Asta e problema. Deci de la power creep care a fost în 2014 avem randomness acum. De-aia foarte multă lume o să dea acum înapoi spre Classic Mode. Ca să se joace, gen, să câștige vibe-ul ăla din nou. Așa, dacă vreți să aveți legendarea, țineți minte că puteți să deschideți pachetele atunci. O întrebare de pe chat pe care am văzut-o e foarte interesant de la Elocvent. Este modul competitiv, s-ar putea să ce este anunțat oficial. Standard rămâne modul competitiv, însă vor exista foarte mult
foarte multe, scuze, turnee independente făcute pentru Classic, forma fiind foarte ieftin, poate și la noi în țară o să vedem ceva de genul, nu vă promit nimic încă, însă încercăm să facem treaba asta. Țineți minte că există șansă să fie și Classic formatul adus cum ar veni înapoi în competitiv, pentru că foarte multă lume se plânge de skill. Și na. Chiar dacă stai mulți oameni așa, ai foarte mulți oameni pe Battlegrounds și n-am văzut nimic anunțat. Da. Adică cred că tot ce lor de pasă țină standardul ca modul principal și să aibă moduri secundare pentru jucători casual. Așa exact. cum este Wild-ul, cum este, o să fie Clasicul, cred că putem numi și Arena chiar. Da. Deși o să ofensăm puțin pe Reaper, că am numit Arena pentru casual, da. Legat de schimbările de cărți, ca să înțelegeți exact ce înseamnă, cum se numește modul clasic, o să fie toate cărțile care le jucăm în standard și clasic vor fi în două versiuni, una care n-a fost nerfată niciodată pentru clasic și o versiune pentru standard care este nerfată în continuare și e cum ar veni la zi. Însă trebuie să țineți minte că dacă dați disenchant la carte de pe clasic format, gen aveți un knife jungler de 3-2 și dați disenchant, automat dați disenchant și la cartea de pe standard, care este 2-2. Deci țineți minte că nu aveți mai multe cărți, aveți aceeași carte, doar că va fi folosită în mai multe părți. Uh-huh. Și legat de nerfs, pentru că văd că Elovent a întrebat de Fariu Warex dacă va fi 2 sau 3 mana, va fi 2 mana, toate cărțile care au fost introduse în joc în primul patch vor avea exact aceleași... mana cost, nenerfate, nenimic. O să avem... Vă să comand o să fie din nou give your minions with two attack or less charge. Exact. Leader Jinx va avea 4 mana. O să fie atât de bun, atât de frumos. Force of Nature o să poată fi din nou 6 mana. Abia aștept decola. Doamne, n-aveți idee cât de hype sunt pentru decola. O, am făcut un druid cu decola. Abia aștept să mă joc druid. Așa, da, bun. Să dai, cum ziceam și tu, să dai coin rate pe unul, să fie power play, să dai de apoiamentul cu un seed, mai ce să-i facă. Avem, cum se numește, avem din nou innervate-ul de 0 mana care este și acum, însă ne dă 2 mana. Exact. Sunt foarte multe cărți care au fost folosite atunci și o să le folosim din nou pentru că asta e modul, e exact Hearthstone de la început. Deci cine a jucat pe vremea aia o să revină clar în momentul ăsta, pentru că e întotdeauna, ei se bazează pe nostalgia effect, care pentru jucătorii care încă sunt, funcționează și pentru jucătorii care vor să vină să guste din nou acea nostalgie, sigur o să vedem. O să fie un mare pump de views, cum se numește, pe Twitch și pe YouTube în acea vreme, să țineți minte de la acum, clipul o să aibă 300.000 de views când apare Hearthstone Classic. Țineți minte această predicție. Așa, hai să Ce singura chestie care ne va lipsi din Hearthstone Classic o să fie Jaina, cum va arăta Jaina. Da, corect. Acum, și câteva cărți, de exemplu, cred că Succubus nu o să fie tot Succubus, o să fie, acum. O să rămână toate aspectele, adică nu o să existe skin-uri, nu o să existe nerf-urile la skin-uri, adică nu o să mai vedem de colteul lui Jaina, nu o să mai vedem Succubus care era un demon care era în aproape țâțele goale, doar că acum îl vedem pe Succubus sau cum îl cheamă. Așa ce cenzură care era înainte, care s-au făcut după vorbă mâne. Deci înainte nu aveam... Cărțile o să rămână cenzurate, adică nu o să mai avem pe Viserit sânge, chestii de genul. Mie îmi place că pe Viserit pe carte nu mai este sânge, mi se pare că pe rank apare ca fiind lângă sânge. Da, s-ar Alin, hai să discutăm în momentul ăsta, pentru că Alin a deschis cutia Pandorei. Dăm disenchant sau nu la cărți? Eu unul nu voi da disenchant la nicio carte din Basic Set sau Classic, pentru că cărțile alea automat o să revină oarecum prin Core Set. Eu unul, chiar dacă o să am nevoie de dați, nu o să dau disenchant la cele cărți, pentru că mi se par foarte importante. N-ai cum să revii la ele, pentru că asta înseamnă să deschizi nou pachete clasice, ceea ce tu nu prea vrei să cheltuiești gold în treaba aia. Fiecare până la urmă este liber să facă ceea ce vrea. Dacă vrei să joci un Hearthstone de cât de cât mai ieftin, îți păstrezi acea colecție și te joci în clasic și joci rank și totul. Și dacă nu, pur și simplu te focusezi doar pe standard și te bazezi că o să primești oricum cărțile alea gratis la un moment dat, dacă nu joci clasic. Dar crede-mă că foarte multă lume o să se joace clasic și o să vrei și tu să joci clasic, basically. Cam așa o să funcționeze, părerea mea.
Da, sincer o să fie mulți oameni care vor ține toate cărțile pe clasică. Nici nu prea merită așa mult, cât dați o să iei? Să zicem că îți dai zidănceana câteva legendare dacă ai. Să zicem că ești un jucător, nu ești, nu joci foarte mult Hearthstone, nu te-ai apucat de mult timp de Hearthstone. Și te gândești, lasă mă puțin de standard, dar cât dați poți scoate tu din acele cărți care sunt pe clasic? Nu foarte mult, dacă n-ai legendare și nici măcar epice, nu prea merită. Mai treabă le ții și poți să te bucuri de ce faci cu alți jucători și să te distrezi, gen, pe modul ăsta. Dacă neapărat nu ai niciun chef să te joci clasic, deși recomand să încerci totuși la început, dacă nu ai niciun chef să joci clasic, le dai zâncean și să rămâi pe standard. Dacă vrei să joci wild, le ții, automat, că și pe wild ții tot ce rămâne. Deci dacă ești focusat doar pe standard, de exemplu, dacă, să zicem că ai un cont special pentru competitiv, unde nu-ți pasă ce este pe clasic, atunci da, le dai zâncean. Eu, de exemplu, pe America și pe Asia, unde joc numai competitiv, o să le dau zâncean. Dar pe Europa sau dacă aș fi un jucător casual, nu aș da zâncean la aceste cărți. Bun, că a pornit o discuție foarte interesantă și pe ce să zicem repede, dacă primiți cele 235 sau 240 de cărți gratis, nu trebuie neapărat să le dați disenchant, deși le aveți și o să le primiți gratis. Pentru că dacă țineți bine minte evenimentul pe care l-am avut, dacă nu mă înșel anul trecut, în toamnă, care am primit cărți din Wild și au cum am făcut, dat un refresh și la 2019. 2019, deci anul trecut, mă rog, anul trecut, că suntem totuși în februarie. Nu trebuie neapărat să dăm disenchant pentru că o să le primim înapoi. Dacă vrem să jucăm clasic format, gândiți-vă că în fiecare an se va da reset la treaba asta. Nu o să primim aceste 235 de cărți gratuit și după o să ni le ia. Efectiv, nu o să le mai avem. Deci trebuie să Da, țineți minte schimba. treaba asta. La BlizzCon nu o să aflăm toate cele 235 de cărți, pentru că o să aflăm expansiunea următoare, sigur, asta cred. Și cam așa. Stați liniștiți că gen cărți din League of Explorers și Black Rock Mountain au fost și înainte. Adică dacă sunteți jucători vechi, dar nu chiar atât de vechi, au existat niște arhetipuri de pe vremea aceea. Adică eu vorbesc de acum de Force of Nature cu Savage Rare, dar noi abia după Naxxramas am putut să jucăm acel combo Druid la potențial maxim. Noi o să avem un Inner Veil, Yeti, Spotfest și chestii de genul care cam na. Nu o să fie toate cărțile. Țineți minte că League of Explorers și Black Rock Mountain plus Naxxramas o să vină mult, mult, mult mai târziu Dacă vin. dacă vin. Bine menționat. Dacă vin în Hearthstone Classic, pentru că nu se știe, încă nu știu nici ei, pentru că nici au făcut un Q&A și nu știu dacă vor să ducă acest trend în continuare, pentru că asta ar însemna să dea din nou Naxxramas gratis toate cărțile care o să intre în clasic, asta ar trebui să le dea gratis, pentru că altfel ai forța un om care a jucat atâta timp și a dat disenchant la cărțile de Wild să-și crafteze din nou toate acele cărți. Asta o să fie complicat și asta trebuie să știe doar ei cum o să poată să facă. Sau să facă bundle-uri cu 1000 gold, de exemplu, și să le primești din nou. Cam Da, asta am putea vreau. face chestia asta, să fac un bundle, dar nu știu nimic. Momentan n-avem niciun bundle N-am pentru venit nicio eSports, deci. informație. Da, au existat o vreme când Freeze Mage și chestii de genul s-au jucat și fără Taurisan și tot. Dacă vă uitați în momentul ăsta, dacă căutați pe Google, căutați orice deck din 2014, o să vedeți că există Freeze Mage și toate arhetipurile astea au pornit de undeva. De-aia, gen, na. Vor să facă exact cum zice Reaper, un fel Oricum. de multiverse cu treaba asta. Teoretic nu trebuie Taurisan pe vremea aia. Puteai dai pe 9 Alexstrasza și pe lăsai în 15 HP și după aceea dai Fireball, Fireball, Frostball pentru încă Pentru că 15 aveam HP. Ice Block-ul. Da, That's aveai all. Ace Blocker, exact. Și îți permiteai să Alexstrasza să mori și după aceea să dai 15 damage. Și ce clase aveau heal? Aveau foarte puțin World locul și avea doar Warrior și Priest se cea de scăpat de chestia asta. Momentan, în notatură, ca și cum. Hai să citim înainte în încheiere acum de legat de clasic format. Hai să citim Friendly Asked de pe question de pe din postul oficial. Florine, poți să le iei tu repede la rând? Sigur. Așa facem. Deci, asta este corset, nu corset, Friendly corset. Asked question, e ultima parte din post. Da, da. Încep cu corset sau citesc tot? Citim tot ca să răspundem oarecum și la potențiale întrebări de pe Ok. chat. Părerea mea. Cineva întreabă dacă corsetul va fi jucat doar în standard și răspunsul este nu, o să poate fi jucat și pe wild și nu Adică știu dacă se cărțile poate pe fi care le jucat. primim gratis pentru standard acel corset,
O să le putem folosi. Nu. Deci chiar dacă primim niște cărți din Classic, din codset o să le putem folosi și în da. Classic. Da, exact. Asta am scrie gen. The corset can mm-hmm. use it in wild as well. Bun. Will the corset așa. Cost money? Este complet gratis, cum ziceam mai devreme, dacă faci level, după ce faci level 10 pe o clasă, o să ai toate cărțile cod pe acea clasă și după aceea, mereu când faci level după level 10, o să primești cărți neutrale. Asta nu mi se pare atât de ok, că te obligă să faci level pe clase, pentru că de la level 4-5 nu se face destul de greu. Mi-a durat să mănânc viteza de făcut level dacă tu faci asta. Crezi că... n-are relevanță. Aia să zicem. Dar mi se pare că păstrezi levelul dacă ai jucat. Da, dacă ai jucat, păstrezi levelul. Dacă ești jucat în nou, va trebui să faci din nou. Bun. Eu, de exemplu, pe cealaltă server, n-am sub level 30 pe clasă. Eu să va trebui să fac level. Are any dust refunds? Răspunsul e nu? Nu, nu o să primi nimic. Adică n-ai ce dust să-ți numești și să dau gratis și nici nu te poți dori 10 ani, nu să ai ce dust să-i înapoi. Așa. După ce, dacă am toate clasele de level 10 sau mai mare, o să primesc tot codsetul? Da. Răspunsul este da, pentru că, cum ziceam, mai făcut pe toate și o să poți face. Cineva spune, așa spun că este destul de easy ca să faci level, dar, cum ziceam, mi se face 60, mi se pare atât. Nu, class levels se face easy, da. Ca să faci level pe clase 10 este ok. Sau pe clase 10 e puțin mai complicat, dar ne descurcăm. Will the corset replace basic and classic in arena? Când tot vorbeam, răspunsul se pare că este da. Yeah. Dacă o să fie Gen, Greymane, Baku și celelalte căs din Hall of Fame înapoi în Witchwood, da, da. Ai zis tu mai devreme că este. Da. Ce se întâmplă cu Shadowform? Ei au spus că o să revină, cum am zis mai devreme. Cum vor funcționa ca pachetele clasice pe standard? O să mai fie deschise, dar nu o să fie în standard. Much, am explicat eu exact cum ar trebui să vă folosiți cu aceste pachete de standard, de classic. Deci, practic, putem trece peste. Uitați, can I disenchant classic form a version of card keep version of wild part of legacy set as or vice versa? No, you can... Da? No, scrie că nu. No, you cannot disenchant. No, you cannot disenchant or earn these cards separately. Can I disenchant classic form legacy cards? Răspunsul este da. Will Demon Hunter be in the classic form? O întrebare care foarte multe lume și-o pune. Scăpând de Demon Hunter în classic form? Răspunsul este da, pentru că n-a fost băgat atunci. Exact. Cărțile din Classic Format vor fi la fel ca în 2014 și cum ziceau exact după ce a fost acel patch mai mare de când am ieșit din beta. Da, și cum ziceam, deci tot o să fie exact înainte de... Exact cum era în 2014, dar cărțile care au avut alta modificată vor rămâne cu ea modificată. Răspuns clar pentru dacă vor introduce Naxxramas, League of Explorers și toate așa. We have nothing further to announce currently, but we are looking forward to player feedback on classic format. Deci dacă așa nu avea... Așa jucătorii și cum merge. 27 deck slots. Deci să fie... Asta n-am spus, vor mai adăuga încă 7, încă 9 deck slots. Ei se bazează că un om vrea să joace 9 decuri în standard, 9 decuri în wild și acum 9 decuri în classic format. Cam asta e toată ideea. Ideea pentru... cred că mai mult se referă la de ce nu avem 30, pentru că acum sunt 10 clase, înainte aveam 9 clase, a făcut 18 fiind 9 clase și acum avem 10 clase. Dar din cauza că sunt destul de limitați ca și designul al jocului, o să lase tot așa, să las de pagina. Apoi face 90 din partea mea totuși, dacă tot las așa, adică nu... Bănuiesc că e greu și pentru serverul să ține atâtea colecții, poate servere. Trebuie să țineți minte că acum Zephyrus, deși o să meargă în wild, tot cărți din basic în classic format cards o să dea când, ca și perfect card. Adică Zephyrus nu se schimbă deloc. Da, seama că nu, eu merg și numai în stand nu mai pasă de atât de mult și... deja este programat cu anumite cărți, nu o să stea nimeni să schimbe tot ce este el programat, o să lase să dea din clasic. Wizbank-ul o să rămână exact ce face și acum, o să-și primească ability de fiecare dată, însă o să se poate juca doar în wild pentru că e o carte de wild în momentul ăsta. When will the core set in classic format go wild, live?
Încă nu A pot să ne spus să ofere data fie la următoarea exactă. expansiune, adică n-am spus exact cum să fie, de obicei este fie la sfârșit de... Ea era la început de aprilie, dar ținând cont că au pus-o pe asta mai devreme, s-ar putea să fie la sfârșit de mai și asta. La Spus sfârșit de de martie și martie. asta. Așa. Și o să fie o pagină pe Playhearthstone în care putem vedea Full tot corset-ul corset. și Classic Format. Da, ei mereu își actualizează la zi tot ce este pe pagina principală. Ei spun că la câteva zile după ce o să fie BlizzCon online, deci deja că pe 25 luna asta o să putem vedea tot. Și ne recomandă să venim pe 19 februarie, adică vineri mi se pare că vine, da, 19, să ne uităm la BlizzCon online. Cred că ar fi super să fim cât mai mulți. Exact. Deci au pus la ei pe site exact cum o să fie pentru Hearthstone, dacă vrei să vezi numai Hearthstone. Deci cine vrea să știe exact toate detaliile legate de ce se va schimba, aveți acest site de la Playhearthstone, urmăriți site-ul și o să vedeți că aici avem toate detaliile. Hai să trecem totuși, că am discutat cam mult despre clasic, dar sper că ați înțeles tot ce se poate înțelege din ce am discutat noi. Există acum, hai să vedem schimbările la Battlegrounds, pentru că au anunțat niște schimbări care urmează să fie destul de majore. Până atunci avem doar câteva insideri de la developerul XARP, care a avut un interviu pentru comunitatea din China. Hai să vedem. Ci că Battlegrounds patch will coming soon, într-o săptămână sau două, deci probabil o să urmeze chiar în joia dinainte de BlizzCon. Deci bun, Stai, mie mi-a picat netul? cred că ți-a picat. S-a conectat, ok. Nu e nicio problemă, voi să revine Florin imediat. Am revenit, Așa, stai aici. exact, doar că nu o să-l vedeți momentan, până am dat din nou cameră și de-astea. Bun, hai să... Au rezolvat, au... XR a spus exact că schimbă Bran și Khadgar animation trick. Khadgar și cu Bran, știți că exista acel comp, mă rog, comp. Se putea face acel hack, nu hack, mă rog, se făcea foarte mult. Florine, ajută-mă că sunt prost rău. Zi, ia, ți-am dat camera acum, spune, Așa. ce nevoie? Că se Citește. făcea acel mic truc în care se făcea mai mult Khadgar și făceai câteva copii în plus la un minion și făceai triple. Faceai triple, foarte multe. De exemplu, dacă aveai Golden Khadgar și jucai un minion care seamănă, de exemplu, un Elicket, deja cred că se vrea și Brand pentru asta. Dacă aveai Khadgar și Brand, deja făceai tripla. Ca idee. Și lumea a profitat de asta și putea schimba complet build-ul, se duceau în tier 5, găseau Bren, Exact, găseau sau chiar și Bran Blessing cu Khadgar. la tier 6. Rino putea să dea, cum se numește, Hero Power pe Khadgar plus să găsească un Bran Blessing și de acolo pornea jocul și mai mult. Există New Minion Types, o să vedem un următorul patch, probabil. Nu se știe dacă îl vor băga chiar acum, dar probabil o să vedem ce minion avem în Battleground și crezi că urmează să intre. Stai că știam asta, chiar mă Ei se gândeam eu la referă un la moment dat. totem. În acest topic vorbesc un pic de totems. Ar fi dar ce, asta așa multe toteme ca să le poți băga, multe au end turn effects. Cred că ar Exact. putea. Oricum, ca la Murloc și ca la Dragon, sigur o să vedem foarte multe cărți în Battlegrounds făcute special pentru Battlegrounds, deci nu cred că... Dar... Portale? Ce? Zice Shabby că o să facă portale. Yep. Da, nu se știe. Dark Moon Prize system has a good response initially, but it's getting stale now because everyone knows which one are the best. Și ele vor pleca. Deci nu o să mai existe spell-uri în Battlegrounds. Ce a fost frumos, a fost frumos. Și cam Da, atât. o să rămână pe Tigatus. Crezi că mai rămân păticătos? Da, cred că nu mai pe Tigatus. Na, Eu... după ce am încercat să fac aceste speluri, cred că o să las măcar pe Tigatus. Dar nu, asta ar însemna un avantaj enorm. Probabil o să-l scoată păticătos de tot. Mă gândesc eu. Eu zic că o să lase. Hai să vedem. Zici Deja că... e un avantaj imens dacă e să zici că iei două pe el, de față. Să zicem. Adică... Junkbot-ul știm sigur că o să vină de la tier 5 la tier 4. Pareri? Ți-am pus link-ul pentru camera. Ok, zi.
Ce? Atât. De Junkbot, am crezut că am zis și mie ceva de legat de Junkbot, că poate... Nu, Junkbot e... Na, e, nu era foarte jucat oricum la tier 5, abia era ales. Dacă aveai multe, multe mech-uri cu de mech-uri, l-ai fi ales. Și merita să fie făcut la un tier mai mic. Să zicem. Bun. Cam atâta legate Battlegrounds, am avut aceste schimbări mici anunțate. Din păcate pe Florin o să mai puteți să-l vedeți pentru că nu știu ce are programul. După când a sabotat programul? Okay. Da, ne-a sabotat programul. Hai să vorbim scur de, de Grandmaster. Au spus schimbarea majoră ca să nu trecem prin toată treaba asta. În fiecare săptămână va fi un fel de turnament. Nu o să mai existe ceva ligă, o să fie foarte multe turnele la care o să existe un sistem de puncte. Practic, ce fac eu pe Battlegrounds în momentul ăsta e un sistem apropiat. Plus, cea mai mare schimbare e, acum nu ne mai poți califica la Worlds, deși câștigi primul sezon de Grandmaster, pentru că a observat că Fino și cu Silvername, deși se calificaseră la Worlds, ei nu mai fiind în Grandmaster, ar semna să fie o imagine oarecum negativă pe treaba asta și au preferat ca cel care va câștiga primul sezon de Grandmaster, dacă nu va rămâne și în sezonul 2 în Grandmaster, el își va pierde locul la Worlds, ceea ce înseamnă alte prostii. Ce părere ai, Florine, de treaba asta? Sincer? Da. Mulți oameni s-au plâns de chestia asta, m-am gremes, de fapt. Că se pare că după ce am muncit atât de mult să-și ia acea victorie, că își pierde acel avantaj. Mi se pare, în schimb, mi se pare ok că fac chestia asta. Pentru că au avut cazul în trecut în care s-a întâmplat asta. Deci, din partea mea, pot să continui să fac asta. Pot să se ducă pentru ea. Oricum, nu cred că ne afectează pe noi, afectează numai pe oamenii implicați. Din partea noastră, noi vrem să vedem finala cu cei mai buni jucători. Posibil, în momentul de față. Deci, dacă cineva, să zicem că a fost slack-off și nu a jucat bine la început și după aceea s-a lucrat pe Odeghe și a ieșit, da, o să fie pedepsit în modul ăsta. Hello. Îl vedeți și pe Florin acum. O să fie vestit în modul ăsta, mi se pare ok. Mi se pare ok ce-am făcut. Dar cred că dacă ești grămestor și joci acolo, nu se pare ok. Adică tu, să fii tu cel implicat, să păzești asta, nu ți-a plăcea nimic. Clar, există ca și discuția pe care a făcut-o și Orange pe Twitter. El s-a culcat pe ureche în sezonul 2 și a realizat că după a fost, de fapt, cum se numește, eliminat pentru că a crezut că o să fie de ajuns ce a făcut în sezonul 1 și chestii de genul. Crezi că o să fie mai ușor să ajungi în Grandmaster? Dacă vor face nu, treaba asta? Nu, în World să ajungi din World în Grandmaster? Pentru că, în teorie, o să scadă numărul de... Nu. O să facă mai multe locuri retrogradabile și mai multe locuri... În teorie, dacă ai făcut mai multe locuri retrogradabile, automat faci mai multe locuri gen spre Grandmaster. Da, este mai ușor, au schimbat și sistemul, deci dacă ai un an bun și să zicem că faci bine la master totul după ce te-ai calificat, poți să intri de ușor, o să fie și mai greu să rămâi în master în același timp. Intri mai ușor, dar și ești mai ușor din el. Cam atât am avut noi de vorbit, de corectat, de analizat, de nu știu cum. Vreau să știu dacă există întrebări pe chat, care... Aveți voi curiozitate acum? Noi am eu, cum așa multe puncte la mine pe canal? N-am mai dat un request. Anyway, guys, ce aveți, dacă aveți ceva de spus legat de... Dacă nu, noi dat, să încheiem. De orice, noi vor răspunde acum. Între timp eu să încerc... Nu mai intru, că cine știe ce se vede pe stream. Ce ziceți de duels? Spune, Florin. Florin al meu a plecat. Așa. A luat pisica. Like pentru pisica, boys. Like pentru pisica. Ce spun de ce? Tricky, adică Racovița, ne întreabă ce părere avem de duels. Merită oare să joci acum? Gen să devii un one-trick pony, ca și cum ai fi pe arenă. Lasă pisica jos. Mă atacă. Și acum nu se joacă vădă, anyway. De ce a întrebat? De duels. Dacă n-ai experiență pe arena și vrei să joci ceva
mai, nu știu dacă neapărat mai fun, dar mai ușor decât, ai zice că e mai ușor decât Arena să joci duels. Pentru că nu trebuie să fii mereu conectat la ce modul se schimbă și toate cele. Ar trebui să schimbi o camera acolo, tine? Pe... Da, da, da. Spune, tu spune. Aș spune să joci mai mult, adică ce ai, n-ai nimic de pierdut. Arena nu joci cărțile tale. Da, până la urmă, nici la duels nu știu atât de mult de cărțile tale. Ai un pachet și poți improviza, chiar dacă n-ai o colecție foarte bună, poți să spui câteva cărți mai decente în duels. Dacă se pare amuzant și dacă îți place să faci highlight-uri, de exemplu, să faci ceva insane, să găsești o comoară, să faci, nu știu, să găsești un treasure și după aceea să faci tot felul de, nu știu cum să numesc, mana cheat-uri, să zic, cu ele, yeah. Sigur. Personal, dacă ar fi să joc între Arena și duels, aș alege duels. Pentru că, cum ai zis, și trigger, ai o jucăță tale, ești cât de cât mai stăpân pe ce faci, știi, ai un gameplay mai din timp, nu faci în timp ce mergi. Adică tu dacă îți faci un pachet pe duels, deja știi ce vrei să faci. Deja știi că vrei să joci agro sau să faci ceva. Așa, pe Arena alegi și tu ce poți și sper că ai ales bine. Bine, dacă ești Reaper aici pe ce, de exemplu, știi ce faci de la început, dar neavând experiență, mult mai ușor te joci duels. Văd că lumea nu mai ne întreabă alte chestii. Eu cam atât am avut de discutat. Sper că v-a plăcut în primul rând ce am discutat eu cu Florin. Și până atunci, până data viitoare, Florin a fost cu mine, eu am fost cu el. În total am făcut un podcast foarte bun. Cei care au ajuns până aici sunt fani de-aia adevărat, sunt băieți adevărat, sunt forță, sunt cei mai cei, mă. Nu? Da. Mulțumim că a stat. La Tilly Podcast. Acum și... ATC Podcast Boys. I-am schimbat numele. Trebuie să schimb titlul, oh boy. Am schimbat titlul, boys. ATC. Vine de la minionul ăla din Hearthstone, nu? Nu? Vine de la altceva. Bun, până atunci, până data viitoare, eu cu Florin vă vreau numai bine și salutări și toate cele. Pa, pa! Să-l faină! Maftă!